Potrivit RNP, în primele 5 luni ale acestui an au fost vânduți direct către populație ca lemn pentru foc 689.243 metri cubi de lemn, cu 253.800 metri cubi mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Din cei 1,32 milioane metri cubi lemn fasonat, exploatați în regie proprie sau prin contracte de prestări servicii. Anual, Regia Națională a Pădurilor Romsilva pune pe piață circa 9,5 milioane de metri cubi, iar ponderea lemnului fasonat va crește în acest an, pentru ca, de la începutul anului viitor, 50% din volumul total de masă lemnoasă pusă pe piață din pădurile proprietatea publică a statului să fie lemn fasonat, exploatat prin forțe proprii sau prin contracte de prestări servicii cu firme atestate. Regia Națională a Pădurilor Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării și asigură servicii silvice pentru circa 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naționale, precum și 12 hergălii de stat. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.